seara și bine v-am găsit, dragi telespectatori. Vă spune cu tot dragul Elisabeta Vasile. Suntem din nou în cadrul emisiunii Muzică și Poveste. Astăzi este joi, așa că vom intra în casele dumneavoastră cu muzica și povestea Cristinei Olteanu, gorjeanca noastră dragă, colega mea dragă, sora mea mai mare. Eu am mai multe surori și pe la Craiova și pe aici, pe la Gorj. Și a venit să ne spună așa câte ceva despre ea, despre familie, despre cum a început ea să cânte, despre ce vrea să vorbim. Bună seara, Cristina! Bună seara, Betty! Bună seara, dragi telespectatori! Mă bucur că sunt aici, alături de surioara mea cea mică. Așa, drăgănelul și... e frățiorul cel mare, nu? Drăgănelul e frățiorul nostru comun. Nici n-are cum să fie. Dacă tot e frățior, nu poate să fie decât comun. Da, nu? Da, normal. Așa. Da. Și spune că trebuie să povestesc eu despre mine. Cred păi, că mai bine să răspund la niște întrebări. Acum eu știu așa mai multe despre tine și poate și alți colegi și alți telespectatori, dar poate sunt și alții telespectatori mai micuți care, să zicem, au început așa să meargă pe drumul cântecului popular, vor să cânte și ei și poate îți iubesc cântecul și vor să afle mai multe despre Cristina Olteanu. Și de asta vreau să vorbim așa, că mai se întâmplă ca unii soliști sau colegii să vină să spună, băi, același lucru l-am spus pe la nu știu câte televiziuni, deja s-a săturat lumea. Cam același lucru, eu nu cred. Eu da? Nu cred. Este și pe net. Eu nu cred. Toată viața. Nu cred. Nu cred. Uite, că eu să te întreb, poate lumea nu știe de unde ești tu, de unde vii, cum a început cântecul Cristinei Olteanu, așa. Dacă ai avut un mentor, dacă cineva la tine în familie a cântat, nu știu, poate lumea nu știe lucrurile astea. Mm-hmm. Deci trebuie să încep să nu spun. Știu, să spui cât vrei tu. M-am născut în Târgu Oricum, Jiu. Ești deci chiar m-am în Târgu Jiu. În oraș. Da. Eu știam altceva, vezi? Tu știai altceva? Nu, nu. Eu chiar m-am născut în deci Târgu Jiu. Deci suntem Jiu. Prietene și eu știam ceva de Turbure. Păi mama e de acolo. Iar vezi? Faptul că mi-am petrecut aproape toate vacanțele... Pe malul Gilortului, pe malul acolo? Pe malul Gilortului, dar uite că mi-am amintesc că mergeam la Gilort. Păi vezi? Poate de asta îți amintești tu că știi tu despre mine că eu aș că fi dat suntem, da. Acolo chiar am petrecut aproape toată copilăria mea, toate vacanțele. Deci nu eram consecvente, dar eram vecine de comună, nu? Turbure da, lângă da, Aninoasă, în sate diferite. Da, da. Uh-huh. De altfel, malul Gilortului, ne desparte. Toată zona aceea, da, a dat cântărețe frumoase și renumite și... Și de la Turburea. Da, știi, o solistă care a haulit și a gugulit așa. Da, da, da. Foarte frumos. Poate, nu știu, cine nu știa că sunt și doljancă după tata. Păi se poate și eu sunt și doljancă, și vâlceancă, și gorjancă. A, și cum să spun, sunt olteancă până la urmă, da, nu? Deci lucrul ăsta se și vede în repertoriul meu, că nu sunt numai gorjancă, ci și olteancă. Adică abordez cu ușurință și zona. Și să știi că cele mai multe evenimente le cânt e zona aia, în zona acolo, aceea, nu? La Craiova da. Și dincolo de Craiova, spre da. Dunăre, în jos. Cum îmi place mie să spun că sunt jumătate bulgăroaică. Da, bulgăroaică? Da. Să mă uit așa puțin mai bine, nu prea, nu prea pare. Nu prea pare. Ai văzut că aici la noi la emisiune poți veni și într-o rochiță de seară și în costum popular, uh-huh. Pentru că se numește Muzică și Poveste. Am făcut și, uite, decorul ăsta frumușel, zicem noi, nouă ne place, nu știu dacă ție îți place. Ca să foarte putem frumos. Să invităm aici și, uite, solici care cântă poate chiar muzică ușoară, muzică folk, știi? Adică să nu ne axăm chiar numai pe folclor. Deci am de sărit se în numește... această seară din costumul popular. Rochie de seară, da? Rochie de seară. Mi-a făcut Robi părul cum a vrut el. Robi este băiatul Cristinei Olteanu, care de așa. Ceva timp a luat așa frumușel pe drumul cântecului popular. Da, da. Și el este și hairstylistul meu. A, ce super! Te scutește de niște... De niște bănuți. De niște bănuți, da? Așa e. Da, mă, Cristina. Și tu ai început să cânti așa de la vârstă fragedă sau am mai târziu? Am crescut la creșă, la grădiniță și de la 4 ani cânt. Și tot cânt, și tot cânt, și tot cânt. La și toate cânt. Spectacolele, la toate serbările, la dar cântarea României. Dar nu mai știți dacă la tine în familie a cântat mami, tati, nu bunicii? A cântat mami, a cântat tati.
Dar păi tati aia a cântat, vezi, deci îl moștenești. Tati a cântat, nu pot să spun că la dușul din baie, că tata nu avea duș în baie acolo la țară, avea un butoi. Da? Un butoi la soare. Am înțeles, da, nu avea telespectatori. Nu, telespectatorii cine erau? Păi, cred că erau mândrele. Ale, cânta la mândruțe, oh, da, era, da, e bine, da, și așa, e bine. Da, pentru că tăticul meu a fost foarte frumos. Da, 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 și... da. Înseamnă că mami a avut puțin de furcă cu el, nu? Și mami a fost foarte frumoasă, având în vedere, uite, dau din casa acum. Mami meu și a fost mai mare decât tata cu 10 mai... ani. Uite ce chestie. Da, deci îți dai seama că mama a fost foarte, și foarte, și căsnicie reușită și a rezistat, da, foarte mulți ani. Da, până că s-a apropiat. În ciuda faptului că, știi, se spune că diferența de vârstă spune cuvântul uneori, dar eu cred că nu e chiar așa. Nu, de deci foarte multe ori. S-au iubit foarte mult. S-au iubit, au făcut copii frumoși. Da. Da, cânta au trăit și bine, meu, au trăit frumos. Când eram mic și el cânta, mergea și el la Casa Pionierilor, la acordeon, are, da, ureche muzicală, cântă și acum doar la petreceri. Da. Dar cu timpul, știi cum sunt băieții, mai de lăsături, mai așa, eu am învățat tot ce știa el. A, așa? Și le-ai, ți le-ai și... luat tu pe toate și ai plecat cu ele așa pe... Nu, deci el a cântat înaintea mea. El a fost înscris la clasa de acordeon. Și peste un an de zile, acordeonul stătea sus pe dulapă, lucrul ăsta îl spun la toată lumea și îl spun și copiilor mei de la palat. Da. Așa, acordeonul stătea sus pe șifonier, când nu era nimeni acasă, mă ridicam pe scăunel, luam și cutia așa pe cap, coboram cu ea, tiptil, studiam, luam caietul. Frate meu, m-am învățat singură. Noi la Școala Populară de Artă ne-am și întâlnit, din câte, da, mi-aduc eu aminte. Așa e, la Școala Populară de Artă. Ai vânat un premiu înaintea puțin, mea. Că înainte de Școala Populară de Artă era chestia asta. Cântarea României. Nu. Deci am învățat să cânt cu acordeonul la 6 ani. A, așa, cum? Singură, după singură. Ureche. Când venea 3:30 și venea tata de la serviciu sau mama, acordeonul deja era sus acolo. Pe, așa, după un an de zile, s-au trezit cu mine în timp ce cânta, frate meu, da, că am luat și eu acordeonul în brață. Nu, că tu-l strici, că tu îi rup burdufu, nu vreau să mi-l dea. Și când le-am arătat că, de fapt, eu știam tot ce învățase el într-un an de zile la Casa Pionierilor. Și a trebuit să mă dea și pe mine, dar direct la Școala Populară de Artă. Deci a fost de o vremea. Pasiune, a fost, deci, o chemare. M-am fost... ținut de chestia asta, mi-a plăcut mult, mult, mult. Deci, în timp ce copiii se jucau, noi stăteam la parter, pe strada asta Minerilor, așa. Să știi tu că... și veneau copiii și mă ascultau la geam. Regia ne-a pregătit așa câteva poze frumoase cu tine, câteva amintiri, aș vrea să le urmărim împreună și să le comentăm așa, să vorbim despre fiecare în parte, dacă ești de acord. Sigur că da. Ia să dăm stat, regia, să vedem. A, uite cine este acolo. Acolo mami este și Robi. Cu... A, și cu mama. Credeai că sunt eu? Nu mai știam dacă ești tu sau nu. Deci nu, mama... e Robi meu, uite ce cânta el de mic. Cu mama, uite, e, nu? Uite, părinții mama tăi. Și cu tăticul și cu jumătate diferență de pâine în mână. De 10 ani nu se vede, cel puțin în poza aia. Da, oameni că... simpli, muncitori. Uite, da, pe Cristina Olteanu aici, la 16 ani. Uite ce Cristina Olteanu avem aici. Și ce păr aveam. Da. Deci nu sunt blondă. Uite-o aici pe Cristina, care tocmai ne la povestea cântarea înainte României, de... da, cred că aveam... de acordeon, era mai mare acordeonul decât Cristina. Da. Deci, Cristina, dacă mâine pe mine, Doamne ferește, deci, te lasă vocea, tu cânti cu acordeonul, n-ai treabă. Da, mi-au o clapă și gata. Aici la bacalaureat, la 18 ani. Deci, aici deja devenisei majoră. O, și aici, Cristina, ai vrut cumva deci, să aici, dai la... Nu, am vrut, era... Când a venit fratele meu în permis, i-am furat costumul și mi-am pozat și eu cu el. Foarte frumos, asta chiar amintit. Ia uite aici, uite, la clape, la... făcută cu prima mea orguță, pe care o am și acum, amintire de la mami mea. Cred că studiezi pe ea acum, nu? Da, da, așa e. Aici cu formația, bănuiesc când ai început să cânti, pe la nunți, pe la, uite, îl recunosc pe Alin Mureanu, pe Cristi Mățu. Cristi Mățu, pe Cristi, nu mai știu cum îl cheam celălalt, dar tot Cristi, formația Cristi se numea, nu? Da, da, Cristi. Uite, pe Luci Ciucă, îl salutăm. Colegul nostru care stă pe acolo pe la Bumbejiu. Pe Cristina Oleanu, uite ce... Uite pe Robi, băiatul lui Cristina Olteanu, care acum e Dita mai Flăcău, uite ce mic era. Dar nu-i plăcea muzica când avea vârsta asta. Fotbal. El vrea să facă fotbal. De fapt, da, a făcut. Da, da. Și aici familia Olteanu, da? Când era Robi soțul mic. Lui Cristina, care și el a cântat, nu? Cu tobele. Nu cum. Și uite aici pe Robi, ce mai bărbat. Deci dintr-o dată a crescut. Dintr-o câți ani are Robi? Are 21 de ani. 21 de ani. Mâine, pe mine, vei fi soacră. Îl plac fetele.
normal. Cred că da. Și aici, Cristina, ce-i cu costumația asta? Pe care le prezint eu la evenimente. Mai cânti și altceva genuri, la... Da, a, da? Ia să vorbim despre chestia asta. Sigur că da, îmi place ca fiecare eveniment să fie, uite, cu Antonia, eleva mea. Antonia Stoian, da, care este o tânără de nădejde, care ne reprezintă cu cinste folclorul. De la mine din clasă, de la palat. Da, pentru că, pentru că tu ai mulți elevi acolo. Foarte mult, da? Și câteodată stăm 50 minute, mai să înveți și știi tu mai bine. Ești mămoasă cu ei? Da. Asta e foarte bine. Uite și pe vecinul meu. Pe Mihăiță. Mihăiță, care cântă foarte frumos. Și l-aud, cântă și cu vioara Mihăiță. Da, cântă și l-aud toată ziua, bună ziua, studiind pe acolo. Da. Uite băieții mei cu care cânt acum și cu Roxana, altă elevă. Croitorul sau cum? Stângă. Uite, scuze. Pe Robi, când era mai slăbuț. Uite, Robi, ce bine stă mami. Robi! Faci și tu câteva piese, o să mai înregistrez câteva piese și te invit aici lângă mine, da? Da, să știi. Avem un proiect aceste piese. Da. Ia uite ce cuplu minunat, cuplu frumos. Soțul Cristiene este un om, știe să și gătească. Este un de câte ori nu ne-a invitat pe noi, Cosmin, la o mâncărică caldă, la un păhăruz de apă de acolo, de la niște macaroane. La niște macaroane. Cristina Olteanu chiar i-a trimis macaroane lui Gigi cu taxiul, pentru că soțul meu e foarte pofticios, îi plac dulciurile enorm. Tot aici, sunt. Tot acolo... într-una din costumații cu Robi și cu colegul nostru Cristi Băzăvan cu Vioara. Îl salutăm. Tot lumea îl știe de, nu de Cristi Băzăvan. De albitură? Nu, Cristi Băzăvan, scuze, Cristi, da. Este, da, fratele lui cu Vioara, cel mai nou. Uite, eu aici. Cristina, cam cât, unde, câți cam ani aveai? Cam 9 ani, cred că sunt. Da. Uh-huh. Uite, și noi acum vreo 3 zile, când am fost noi undeva să popăm și noi. Da. Vom ieși și în seara asta, nu? Ieșim și noi ca fetele. Cum să nu? Spunea Gica. Un afiș al formației noastre. Foarte frumos. Foarte frumos. Și ce acum frumos uitați-ne e. Pe noi. Când ne uităm așa pe amintiri, pe poze, care ele sunt cele mai frumoase amintiri. Eu am și câteva sertare pline de poze puse pe și carton. Înregistrări, așa, te-ai uitat pe la alea când ai început. Eu m-am uitat pe undeva la o nuntă când am cântat eu la prima mea nuntă, a doua, nu mai știu cât era, dar oricum aveam 14 ani sau 15 ani. Nu, ai vreo nu filmare, am așa înregistrări. Am avut surpriza ca la o nuntă să vină nașii care aveau vreo 50 de ani, să zic așa, și să-mi zică doamna Cristina, nouă ne-a cântat la nuntă, acum 20 și ceva de ani. Zic, bine, aduceți și mie o filmare. Da, să e frumos să ai acolo pentru... Da. Da, ca amintiri să le ai. Vezi, atunci foarte, nu era atât de performantă tehnica asta. Acum ne filmăm cu telefoanele, ce să mai... Da, internetul mai e la, da, da, la putere. Și erau casete video, nu asta nimeni, niciun dacă, mire la și ce vreți să ai început tu să cânti la... La nunți la 13 ani. Tot cam mine, așa, înaintea mea cu jumătate de ani, să zicem, că eu la 13 ani jumate, da. Și la zici că ai participat și tu la Cântarea României atunci, în 89, înainte, la ultima ediție? Nu mai știu în ce an. În fiecare an am fost la Cântarea României. Deci da, chiar în fiecare an până când s-a... Oricum, ai vânat niște premii, că noi eram colege, dar asta este, când mergeam la festivaluri, mergeam la festivaluri. Și știi cum să este. Să știi că nu am fost la foarte, foarte multe festivaluri. Cred că da, pentru nu... că și tu, ca și mine, ai mers într-o perioadă, după aceea te-ai apucat cu nunți, restaurante și așa mai departe. Da, iar perioada, mi-a luat o pauză. Când, știi, acum mă uit la elevele mele, ele chiar se merg și le îndrum eu la festivaluri până în 18 ani. E eu nu prea bine am mers, pentru că atunci nici nu erau atât de multe festivaluri. Erau, vocea mea s-a dezvoltat mult mai târziu. Erau fete care cântau mult mai bine decât mine. Da. Deci, efectiv, mă vedeam o solistă de nunți. Mă vedeam de cartea mea, învățam foarte bine la școală, foarte, foarte bine. Și ai vrut să te faci ce? Înainte de a ajunge solist? Nu pot să spun, am făcut un liceu economic pentru că vreau să fac un liceu de muzică și nu eram în Târgu Jiu.
atunci nu eram în Târgu Jiu. Nu, dar bănuiesc ca orice tânăr, când te întreba cineva, de exemplu, când întreba mami ce vreau să mă fac farmacist. Am vrut să mă fac de toate. Aveam niște borcane cu nasturi acasă și le răsturnam pe masă și alegeam nasturi mari cu nasturi mici și era pâinea 4,25 dacă vă amintiți. Că am venit să și cântăm. A, trebuie să cântăm. Urmărim. Vă spun cum trebuia să fie o vânzătoare atunci. Ale Cristinei Olteanu, dragi telespectatori. După care depunem așa, amintiri și așa mai departe. Haideți să vedem melodiile. Lacrimile cât m-au ars. Am trecut prin multe în viață. Am trudit și cât am tras. Se poate citi pe față lacrimile cât m-au ars. N-am avut copilărie. Am știut ce muncă grea. Numai Dumnezeu mă știe cum am plâns la nimenea. Și e o casă, pot să fiu cu lumea în rând.
grădina mea. Măia tu, mami copil, ce mi-a lină inima. În suflet sunt mulțumită și nimic nu e prea greu. Când măia tu mă lindă și mi-l ții la pieptul meu. Am dau sufletul și mor, doar să-i fiu de ajutor. Băiatul mami fecior măi, tot ce are, tot ce poate, mama ta stă de toate, de trei bun să-i tu parte. Frumoase piesele tale, Cristina. Deja am primit multe apreciere acolo pe Facebook. Vreau să-i salutăm pe toți cei care ne-au dat like, ne-au comentat, pe doamna Tudorița Teopopa, domnul George Galan, doamna Marci Butică, o avem pe Lori de la Bălești și pe prietenii noștri toți de la Bălești, îi salutăm și le mulțumim din suflet pentru aprecieri. Și noi continuăm cu discuția. Unde rămăsesem noi acolo? Cu borcanelul, cu năsturaș. Ce vrei tu să faci cu năsturaș? Cât tot n-am înțeles. Să învăț să fiu o vânzătoare corectă. Da. Și îmi imaginam că sunt vânzătoare la pâine și că dau restul, că era pâinea 4 lei și 25 de bani. Pâinea pe cartelă pe care o cumpăram, vă aminte? Apropo... Vremuri frumoase, taică! Vremuri frumoase! Robii meu, când era în clasa 1, a fost întrebat de... Adică toată clasa a fost întrebată de învățătoare. Măi, copii, știți voi cum era pe vremea lui Ceaușescu cu... cum se cumpăra pâinea, uleiul, zahăr? Și Robi ridică mâna. Eu știu. Cum, știa Robi? De la mami, că-i povestise. Pe cartelă. Adică cum? Adică băgai banul, băgai cartela și cădea pâinea. Deci asta a înțeles el. Da. Cristina, și când ai făcut primele tale înregistrări? Oh, primele înregistrări, stai așa puțin, le-am făcut... După ce ai început aveam 21 de ani, mi se pare... au fost înregistrări cu formația cu care cântam atunci, Everest se numea. Erau casetele care și-au cu regretatul domnul Albici, profesorul de chitară,
Cocostana, domnul salutăm Claudiu domnul Nedelescu, Sorin Bivolaru, trupa deci, mea de atunci. Era cea mai tare trupă de atunci. Pentru da, că erau sponsorizați. Foarte... Știi cum era undeva atunci... la un restaurant, mi-aduc aminte, foarte, unde venea foarte multă lume. Foarte multă lume, aveau scule, pentru că o trupă era... cotată și după instrumente. Aveau un sistem dintre la puternic, ieșise atunci pe piață. Deci chiar a fost foarte frumoasă, o perioadă foarte frumoasă și cred că toți banii aceia de atunci eu trebuia să-i investesc. Să-i investești, dar... Nu a avut cine să mă învețe cum stă treaba și cu cariera asta muzicală. Am plecat imediat atunci. Te-ai axat mai mult așa pe nunți, după care ai făcut primul album și de-abia după ce ai mai făcut o Da, primul târziu. Album cu orchestră în 1999 l-am făcut, aveam deja câțiva anișori și de căsnicii, aveam și pe Robi și l-am făcut sub bagheta maestrului Parnica. Îl salutăm și pe maestrul Parnica. Îl salutăm, da, care a fost și profesorul meu de piesele tale, cine ți le face în general? Le faci tu? Le apelezi la... Le face Adi Mihu, le face Adi Maurel Blondea... Și tu nu ți-ai făcut nicio linie melodică, niciun cântecel? Da, versuri, da, da, versuri chiar am făcut. Deci chiar am făcut versuri. Dar, vezi, le mai ajustăm, ne mai... Da. Ce să facem? Asta este. Da, acum chiar nu treaba. Am timp. Deci chiar nu am bine. Am ceva material strâns, dar... Dar ai văzut că piesele tale sunt așa, care sunt venite din suflet? Sunt așa, și în general am un stil de joc. Îmi place să cânt foarte mult hora, sârba, stilul acesta de joc și mă arunc puțin și la petrecere. Și piese mai vesele, în general, da. Nu... Și muzica de București îmi place. Și romanțe. Romanțe, da. Și doinele, știi că înainte când... Înainte când începeam la nuntă, automat începeam cu o doină. Acum? Pe acea doină primeam aplauze, imediat. Da, pentru că lumea mai stătea să mai și asculte. Acum, da. Acum lumea... Acum când două, trei cântece de masă și apoi... Și trebuie să fie multă voie bună, că altfel, dacă te apuci de o romanță, de o doină sau ceva... Nu e ok. Alții încep să... Și trebuie să cânti de toate. Tu știi foarte bine că și tu cânti și muzică ușoară și sârbește. Da, păi de asta este când mergi cu trupa și stai cu trupa la o nuntă întreagă, îi arăți omului cam ce poți trebuie tu să-i în general. Tot, adică începând de la aparatură, costume, băieți, e cel mai greu lucru, că și tu știi foarte bine că și tu ești un manager, tu și soțul tău de formație, și cel mai greu lucru este să ții băieții aproape de tine. Umerii tăi aici, pentru ai că, pentru că e concurență și pentru că dacă nu le oferi acel obiect al muncii, ei pleacă. Li se pare că o altă trupă are mai multe evenimente sau că sunt mai bine plătiți cu ceva acolo și cel mai greu lucru în este să-ți menții familia, că e și o familie până la urmă. Așa e. Da. Că noi petrecem weekendurile când ar trebui să stăm acasă fiecare cu treaba noastră, noi le petrecem cu colegii. Da, păi Cristina, noi o să ne pregătim să mai vizionăm încă două videoclipuri cu tine, că am venit să și cântăm, după care mai povestim iară. Ia mai să vedem, poate sunt și cu Robi. Ce vrei tu să ne mai vorbești și să le spui telespectatorilor noștri. Vorbim despre Robi, despre copiii Avem mei. Melodiile pregătite, regia, dacă sunt gata, haide să le urmărim. Am un cuib
pământ cu tine și sunt norocos că așa e bine. La suflet să mare ca și tatăl meu și o să vă ajut când veți fi la greu. Doamne, am o mamă și mă rog de tine, păzești-o de rele și dă-i numai bine. Mă rog zi și noapte să-i dai sănătate, ia-i sufletul meu și îmi dă de toate. Intri în casă, ca n-au pitul sub masă.
Tot beicană, asta este piesa care îmi place mie. Și oricum a fost așa un hit, dacă pot să-i spun așa. Da, a fost și o melodie. Mă uitam ce slăbuță eram eu acolo, da. Și colegul Emil Badea. Unde? Acum câți ani? Este nu pe primul tău album, pe al doilea album? 2002 cumva, 2002-2003. 2005. Cam când mergeam noi... 2005. Mm-hmm, mergeam noi la filmări, la o emisiune la Craiova, cam săptămânal, la o lună, la două săptămâni, știi cum mergeam acolo, nu? Da. Da. Ne salută doamna Cisar, Elena, și ne felicită pentru emisiune. Vă pupăm și noi, doamnă dragă. Ne pare rău că nu puteți să ne sunați în această emisiune, dar sunați pe Gigi Vasile la emisiunea Petale de Cântec și vorbiți despre emisiunea noastră. Vă rugăm frumos, ne spuneți acolo dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut. Nu-i mai și criticați, acceptăm. Asta este, avem de învățat. Noi deja eu am primit critici, că mi se vede un picior. Păi... Așa e rochia. Rochia e cu picior. Da. Da. Cristina, până la vârsta asta ești așa împlinită, din punct de vedere personal, din punct de vedere profesional? Da, și cred că cea mai mare mulțumire a mea este că Robi cântă. Da, și nu a ajuns un fotbalist și... cum își dorea el. Deci nu este o mulțumire a mea că nu a ajuns fotbalist, așa a fost să fie. Este o mulțumire a mea că mă moștenește și că... Păi e mulțumire pentru că ai zis că vrei să-ți urmeze cineva, nu? Da. Ce ai făcut tu? Să ducă cineva mai departe. Și că e un băiat cu minte și că... Este. Seamănă cu mamii lui. Seamănă cu mamii lui. E familie frumoasă, da? Ai, împlinită profesional ești. Da, tu și că lucrezi ești... cu copii, iar o mare împlinire a mea, că... Ești un pedagog bun. Da, și că am avut rezultate bune, deci pentru cei care nu știu și vor să aducă copiii, dacă au talent, la Palatul Copiilor, acolo sunt din anul 2009, cadru didactic la Cercul de Muzică Populară, am avut rezultate frumoase cu copiii, sunt prietena lor, nu spun câte învăț de la ei. Și tu de la ei și ei de la tine. Da. Nu? Te mai și cobori la mintea lor? Ai văzut, da, ce frumos să e nu, să fii copil? Deci nu spun ce frumos este când am auzit îl pe lângă mine. Hai acum, un, doi, trei și m-am trezit cu doi pupici pe obraj. Unul dintr-o parte, unul... Ai, ce frumos. Două fetițe care m-au cum te simți atunci, da, în momentul acela. Cristina, și pasiunile tale cele mai importante care ar fi pe lângă muzică? Păi acum ce să mai îmi doresc? Adică nu ce îmi doresc, pasiuni. Shopping-ul bănuiesc că e una dintre shopping-ul, dar nu mai am unde să le mai țin. Deci nu mai... Da, una din pasiunile mele este să fiu conservatoare și clasică. Nu-mi place să le arunc. Deci nu-mi place să le arunc. Tu ești ca tata. Da. Tata și o piuliță care o găsește pe jos, vreau să o arunc și chiar, Doamne, dacă e ruginită, ce să tată atât de greu de niște acolo haine care mă mai încap. Dar nu le mai iau, dar totuși mă încap. Le las acolo în șifonier. Nu cred, nu cred că nu faci așa pachetele. Eu așa fac, să știi. La fiecare sezon, deci primăvara și acum iarna, fac acolo câte o plăsuță ce nu mai trebuie și merg la cămine și le duc acolo. Sau la nevoiaș, la... Da, eu mă desprind greu, deci am găsit giroghițe de acum 20 de ani în dulapul meu. Le mai dau, dar din dar se face, da, dar, știi? Da, dar nu mai... efectiv, și pe lângă shopping, nu-ți place să mergi, eu știu, la masaj, la sală? Ți-e place, da, să mergi eu la sunt cu sală? Eu sunt cu sală. De câți ani mergi la sală? Măi, merg de mult, de când aveam 29 de ani. Adică ai ceva, adică de acum 3-4 ani. Faceți calcul. Da. Cum să nu? Păi Cristina nu are decât 30 de ani. Așa. Cum să nu? Îmi place să merg la sală. Am făcut o pauză micuță de cam o jumătate de an, cred, că m-am operat la picioare. Niște oase acolo, niște ceva, ce ne încurcă pe noi femeile. Femeile știu despre ce este vorba și a trebuit să fac o mică pauză. Am mai și învățat și iar nu m-am dus la sală și acum am început puternic. Deci puternic, nu ca să slăbesc, dar te ajută foarte mult psihic. Da, păi da, mișcarea este bună. Este în foarte general bună. Să tonifieze acolo, ce mai să mișcare? La țară încerc să mă țin departe de dulce, de dulce, pentru că în familia mea... Nu știu dacă mai avem pozici. Pozici, da. Nu știu dacă așa mai avem. Pentru că mai familia... avem pozici, regia? Nu mai avem pozici.
Nu mai avem poziții. Mai, o să mai avem... ce n-ai meluat de pe Facebook? O să mai avem... Cristina, mai vrea să... Cristina vrea să ne mai arate melodii. Pardon, să ne mai arate poze. Să mai vadă poze. Așa, o să mai avem doar două melodii pe care le vom viziona. Salut împreună. Și pe tatii meu, pe tăticul meu, care se uită. Salutăm că... și noi. De ceva vreme stă numai aproape, numai închis în casă pentru că are o toată problemă de sănătate. Toată sănătatea din lume i-o dorim. Știm așa, că are ceva probleme așa de sănătate. Dar așa, el este cam nebun, așa. Îi place viața. Deci place... e cu psihicul e bine, puternic, e bine, să zicem. Asta e foarte bine. Și într-un picior ar juca, numai să fie... Da, da. Așa. Măi, Cristina, regia ne spune că ne-am apropiat de finalul emisiunii. Am înțeles eu bine, regia? Vai de mine, nu vine să cred. Păi eu, Cristina, aveam multe de discutat, dar știi, ne mutăm, acum ne mutăm undeva. Putem să spunem unde? Nu. Că face reclamă. La cafea, ne mutăm la cafea. Cristina m-a invitat la o cafea. Gânduri frumoase, ce vrei tu să le adresezi telespectatorilor noștri? Păi ce să fie, deocamdată văd că e tot vară. Nu pot să vă spun o toamnă frumoasă că e tot vară. Asta e bine. Să apucăm să facem curățenie, nu? Deci ne pregătim cu... vorba în nașul meu, porcul pe masă, bradul în casă și ne încălțăm în pantofi. Așa, da, ca să fie treabă-treabă. Ce să vă spun? Sănătate, bucurii, până la Crăciun mai vin o dată. Păi, în primul rând, trebuie să te anunțăm și pe tine și dacă tot suntem și nu am terminat emisiunea, suntem așa pe final, trebuie să-i anunțăm și pe colegii noștri dragi că miercuri, marți și miercuri, pe 24 și 25, facem filmări pentru sărbătorile de iarnă. Sigur. Aveți acolo numărul meu de telefon, pe Facebook. Da, să vină și cei care nu se filmează, să se uită la noi. Da, să Cristina, vadă cum te se așteptăm muncește. Cu elevii tăi. Cu elevii da, de Cristina, la oricum e colaboratoarea noastră și mulțumim din suflet că tot timpul ne onorează cu prezența. Emisiunea asta o să o vedeți astăzi seară, o să o revedeți de la ora 22, duminică de la ora 13 și luni dimineața de la ora 7. Da? Vai, deci cu speranța că de, a fost sau nu pe placul dumneavoastră. Noi vrem să fi fost pe placul dumneavoastră. Joia trecută am tras chiulul, dar nu o să mai tracem niciodată chiulul. S-a întâmplat, se mai întâmplă și lucruri așa neprevăzute. Dar dacă am fost pe placul dumneavoastră, ne scrieți acolo pe Facebook, da? Și până joia viitoare vă spunem la revedere, la revedere. Toate cele bune, gânduri bune și multă ne sănătate. Ne vedem pe Facebook.
face dușmănie și împăcăte cu toți. Cheamă în casă cu bucurie, frați, părinți, copii, nepoți. La mulți ani cu sănătate, să trăiască cei iubiți. Să alungăm relele toate, la mulți ani fiți fericiți. La mulți ani cu sănătate, să trăiască cei iubiți. Să alungăm relele toate, la mulți ani fiți fericiți. Gheață, ascultă și un lăutar și cu zâmbetul pe față să ciocnim cât un pahar. Privește cât e de bine când sunt toți la masa ta. Când cei dragi sunt lângă tine, simți că-ți crește inima. La mulți ani cu sănătate, să trăiască cei iubiți. Să alungăm relele toate, la mulți ani fiți fericiți. La mulți ani cu sănătate, să trăiască cei iubiți. Să alungăm relele toate, la mulți ani fiți fericiți. Și veselie și mereu pe al vieții drum. Când o fi mai rău să fie, măcar cum ne este acum. La mulți ani cu sănătate, să trăiască cei iubiți. Să alungăm relele toate, la mulți ani fiți fericiți. La mulți ani cu sănătate, să trăiască cei iubiți. Să alungăm relele toate, la mulți ani fiți fericiți.